Bună ziua, din nou aici la o bucățică de istorie. Astăzi vom merge spre sfârșitul Evului Mediu și vom vorbi despre zona Europei sud-estice, să spunem așa, Asia Mică și Balcani, adică vom vorbi despre Imperiul Otoman. Vom vorbi despre Imperiul Otoman pentru că vorbim de o nouă carte și anume asta. Da. Mehmed al II-lea. Cuceritorul Constantinopolului, John Freely, scrisă de John Freely la editura Corint. Și nu pot să vă spun anul în care a apărut pentru că nu apare. E foarte interesant, am căutat înainte de să dau drumul la video. Dar n-am găsit. Am găsit, aici este o pagină și apare că a avut două ediții această carte în engleză, în 2009 și 2010, dar nu văd să apară anul ediției românești. Nu scrie nici în josul paginii, ca de obicei. Cartea este o frească a vieții lui Mehmed al II-lea. Eu prefer să spun Mehmed, nu Mahomet. Deși în carte apare și Mehmed și parcă am văzut în unele locuri și Mahomet. Dar nu sigur, adică am cum văd, uitându-mă că e numai Mehmed, dar ieri am citit ceva din el și parcă mi se părea că îl numea și Mahomet. În fine, Mehmed. Mehmed a fost unul din cei mai importanți sultani ai Imperiului Otoman. A domnit între 1451 și 1481. A mai avut o domnie înainte de perioada asta, dar una foarte scurtă, încă era copil. Și a fost sultanul care a cucerit Constantinopolul. Și din acest punct de vedere a făcut o cucerire foarte importantă din punct de vedere strategic și cum să spun, strategic și al simbolisticii. Pentru că în momentul în care Mehmed cucerește Constantinopolul, în momentul respectiv el devine cesar de Rom, adică devine împărat roman. În titlurile lui apare și cesar de Rom. Adică nu are pretenții doar legate de lumea arabă sau lumea musulmană, ci iată și de față de lumea europeană, lumea creștină. Acum despre carte, poți să-ți faci o idee despre domnia lui dacă citești această carte. Am citit câteva capitole din ea. Descrie foarte bine perioada respectivă. Și, mă rog, afli din niște amănunte destul de interesante despre Mehmed și despre Constantinopol și despre acea perioadă, despre războaiele lui Mehmed în special, pentru că Mehmed a fost un sultan foarte războinic. Cea mai mare parte a domniei sale l-a petrecut în război împotriva vecinilor creștini și a vecinilor din Asia Mică, de exemplu Uzun Hasan sau Principatul Karamanid din sudul Anatoliei. Dar sunt și niște lucruri la care trebuie să fii atent când citești această carte. Autorul este, din câte am văzut, are aici o mică schiță biografică. Deci este profesor universitar, fizician și autorul a peste 40 de lucrări de istorie, cultură și civilizație greacă și turcă, precum și al unor foarte populare ghiduri de călătorie despre Istanbul, Atena, Veneția, Turcia și Grecia. Da. Am observat prin capitolele pe care le-am citit, în special am citit despre Uzun Hasan, campania împotriva lui Ștefan cel Mare, mă rog, Vaslui și Valea Albă, și, mă rog, moartea lui Mehmed și succesiunea destul de complicată. Pare că autorul
privește destul de necritic datele pe care le primește din izvoarele otomane sau venețiene. Și am văzut foarte des la el, referitor la capitolele pe care le-am citit, ideea că preia cifrele din cronici sau din sursele contemporane lui Mehmed, le preia foarte, cum să spun, direct. Adică nu se gândește, să zicem, a, domnule, poate o armată de 150.000 sau 200.000 sau 250.000 de turci ar fi cam mare pentru perioada respectivă, și poate că doar în cronic. Cronicarul a scris asta, că probabil a exagerat, pentru că și probabil poate a exagerat nu pentru că vroia să exagereze, dar poate că impresia lui asta a fost. Adică nu cred că a stat cineva să numere, mă rog, astea lui Mehmed când se duce împotriva lui Uzun Hasan, dar mă rog, nu cred că la 1470 și ceva, când are loc campania împotriva lui Uzun Hasan, otomanii puteau să mobilizeze 250.000 de oameni. Adică, și da, nici la Vaslui, de exemplu, nu a fost 120.000. Adică, cum se spune, el ia o resursă sau un izvor, probabil polonez, dar 120.000 de otomani la Vaslui e mult. Adică nu erau atâția. Mă rog, otomanii, dacă puteau mobiliza în secolul respectiv vreo 60-70.000 de oameni, și era o armată foarte mare. Adică era pentru epocă o armată, poate cea mai, probabil cea mai mare armată pe care putea mobiliza un monarh din Europa. Sau, mă rog, ei aveau și teritorii în Asia, dar erau și o putere europeană prin peninsula balcanică pe care o stăpâneau în mare parte. Adică, dar nu cred că Mehmed, cu toate că a avut un stat foarte bine pus la punct și o birocrație față de restul statelor vremii, adică era un stat foarte puternic și foarte bine organizat, nu cred că în partea asta, în a doua jumătate a secolului 15, Imperiul Otoman ar fi putut să mobilizeze oaste atât de mare. Și foarte interesant că aici avem un aspect, se vorbesc de oștii de sute de mii, 100.000, 150.000 de turci care luptă în Albania, luptă în acolo e capul de pod de la Otranto, sudul Italiei, și când se vorbește despre războiul de succesiune dintre fiii lui Mehmed, dintre Gem și Bayezid, atunci cifrele coboară mult mai jos, adică poate că aveau cum să spun, cifre mai apropiate de realitate. Adică asta e mare, foarte mare discrepanță, și asta am observat-o și la capitolul respectiv, când vorbește despre campaniile externe, mă rog, atacul din asupra albanezilor sau luptele din Albania, campania împotriva Moldovei sau capul de pod de la Otranto, se vorbește despre oștiri foarte mari. Deci autorul scrie acolo, el practic preia sursele contemporane, cronicile, și da, cifrele, mă rog, în sensul în care apare ele în aceste cronici, și vorbind despre aceste expediții, vedem oștiri foarte mari, cel puțin 100.000 de oameni. Ceea ce e foarte mult pentru perioada respectivă, și probabil nu existau încă armate de genul ăsta în perioada respectivă. Și când amintește de războiul civil scurt, războiul civil care a avut loc după moartea lui Mehmed, spune într-un loc autorul că, sau scrie autorul că Gedih Ahmed Pasha, mă rog, cel care era în Albania sau, mă rog, în zona Mării Adriatice, zona aia unde erau lupte,
a fost așteptat de Bayezid. Mă rog, Bayezid trecuse în Asia Mică împotriva lui Cem, care era la Bursa, ocupase Bursa. Și știind că nu avea încă oaste suficientă, îl așteaptă pe Gedih Ahmed Pasha, care vine până la urmă cu 16.000 de otomani, oaste de 16.000 de soldați, și e o mare discrepanță între datele din cronici, adică 150.000, 100.000, 250.000 împotriva lui Uzun Hasan, și acest corp de oaste cu care vine acest Gedih Ahmed Pasha, mare vizir, și îl ajută pe Bayezid, 16.000 de oameni. Adică, probabil cam acolo se învârteau cifrele reale. O oaste sultanală, condusă de sultan, adică o campanie sultanală, putea mobiliza vreo 50, 60, maxim 70.000 de oameni. Ăsta era numărul maxim. Expedițiile astea secundare, cum conducea și Beyler Suleiman sau Hadim Pasha, împotriva Moldovei, de exemplu, acolo era undeva la 30, maxim 40.000. Adică erau niște cifre mult mai reduse, pentru că în perioada respectivă, pur și simplu logistic, nu îți permiteai să miști pe teren armate mai mari de 100.000 de oameni. Dar, mă rog, ăsta e aspectul, sau, mă rog, partea critică. Pe total, cartea îți oferă o imagine destul de clară, dar, spun, trebuie citit cu atenție, și când vezi cifre foarte mari în cadrul armatelor otomane, atunci probabil că sunt și niște exagerări, sau nu exagerări, dar autorul a preluat la cald toate datele pe care le furnizează cronicarii otomani sau cei străini, mă rog, venețieni, europeni, etc. Încă o chestiune interesantă. Autorul a scris o carte despre Cem Sultan prin 2004, dacă bine mi-aduc aminte. Și parțial e și aici, în cartea asta, pentru că cartea continuă și după moartea lui Mehmed și introdus și acest personaj, Cem Sultan, care a avut un destin aparte în istoria otomană. A fost învins de Bayezid, de fratele lui mai mare, Bayezid, dar nu a putut fi prins. A avut timp să fugă și a fugit prima dată la sultanul Egiptului, sultanatul Mameluc al Egiptului, apoi a ajuns și la Roma. Da? Și a fost folosit ca un fel de armă politică împotriva lui Bayezid al II-lea. Bayezid al II-lea chiar a plătit sume foarte importante către Roma ca să fie păstrat acolo, adică să nu-i dea drumul, să-l țină practic ostatic la Roma. Și, mă rog, era o metodă sau un instrument de presiune asupra sultanului otoman cât timp a domnit Bayezid al II-lea, pentru că conform succesiunii otomane, fiecare prinț avea același drept la tron. Adică nu era dreptul de primogenitură și atunci erau probleme mari în sensul ăsta. Dar revenind la Mehmed, avem și hărți. Acum ad negru. Dar ce e interesant, că practic această carte, deși are note, deci nu e nu e o carte de popularizare, se observă că uneori informațiile sunt destul de superficiale. Mă rog, în contextul ăla cu cronicarii, cu armatele care puteau fi mobilizate, cu ieșirea din cadrul domniei lui Mehmed prin continuarea firului narrativ,
Până spre începutul decăderii otomane. Deci avem o narare a acțiunii dacă ne uităm, Mehmed al doilea cuceritorul Constantinopolului. Da. Deci acțiunea se termină în 1918. Da, deci avem un capitol. Da, practic îi pornește, vorbește despre și sultanii ulteriori, adică cei de după Mehmed. Da, și face un rezumat rapid asupra întregii. Mă rog, dacă ar fi fost istoric de profesie, probabil n-ar fi făcut rezumatul ăsta, pentru că e foarte, foarte. Adică începe undeva pe la Mehmed, mă rog, face o introducere sucintă despre otomani, mă rog, Osman, Bayezid I, etc., începutul statului otoman, și are un capitol despre Cem, sultan, deci și istoria lui, și apoi face un capitol despre ce s-a întâmplat după Mehmed și după Suleiman și cum, mă rog, care a fost istoria. Asta mie, sincer, nu prea îmi place, că nu se oprește la moartea lui. Nu se oprește la moartea lui Mehmed. Hai că mai continuă și cu succesiunea, mai hai că merge, dar. Da, 1917. Deci el face practic un rezumat a tot ceea ce s-a întâmplat după, deci chiar în următorii 300 de ani. Da. Deci capitolul 16 este ultimul capitol, valul cuceririi bate în retragerea. Da, și începe acțiunea pe la 1499 și se termină la 1918. Bine, da, să vedem și despre Gem. Da, Cem abia împlinise 36 de ani, cu 2 luni înainte de a muri, iar o treime din viața lui și-o petrecuse în exil ca prizonier. De fapt, a fost o armă a celor care îl țineau prizonier. Deci, cam asta e cartea. John Freely, Mehmed al doilea. E destul de plăcut, deci ar fi o lectură plăcută, dar să fim atenți la datele pe care le dă și să știm că nu tot timpul cifrele alea pe care le împrumută de la cronicari sunt în conformitate cu realitatea. Deci să le citim cu simț critic, dar în sinea lui cartea este destul de bună, dar se vede că nu a fost scrisă de un istoric de profesie. Bun, cam atât pentru astăzi. Ne vedem data viitoare cu o altă carte sau cu un alt subiect. Zi faină!